parcă și văd, am venit să vă pun. V-am scos borcanul cu perfuzie cu cartofi prăjiți și carne de porc, ca să vă îndrăbeniți. După care, mai stai ce mai stai și-ți revii. Ah, ce bine, încep să revin. Avem o veste bună pentru dumneavoastră. Trebuie să facem vreo câteva epidurale. Vreo câte? Vreo 20 și ceva. Aoleu, și asta ce înseamnă? Văd că vin în spinare. Și mai stai și mai stai. Bineînțeles că lângă tine ai târna de prieteni, foști prieteni și de tot ce ai, și în stânga și în dreapta. Și te uiți și trebuie să stau în fund, da, trebuie să stau în fund. Ce bine m-am ridicat în pat. Bun, nu te mișca. Au, ce doare. Nu te mișca că te faci de rușine. Uite-te și tu ce eu de oameni sunt în stânga și în dreapta. Au, ce doare. Tași că leși. Dă ochii peste cap. S-o uită toți ca la felul nou. Ia uite, a picat mai ceva ca Mingu. Iar el luat. Bum! Își revine. Stai că mai trebuie să mai facem încă una. Mai faci încă una. Stai cu minte că te faci de rușine, da? Bun. Mai trece ce mai trece. Mai vine cu borcanul, cu ceai și toate cele. Mai faci și la alte cele. Na, că își revine. Începe, încep. Și sigur. După care... Stai, nu te mișca, au, ce doare, nu te mișca, au, s-a dus până în vârful degetului mare. Ah, am nimerit un nerv, mă scuzați. Și uite așa, mai stai să scot acul, să-l bag, au, a intrat la jumate, stai, au, fițar coloana, mi-am doit. Epidurală. Mai stau, ce mai stau, hai că și-am zdrăvenit, îi dăm drumul, ai grijă cum mergi acasă pe ale tale două picioare. După care, până ajungi pe drum, pe așa, se învârtește pământul cu tine, mai ceva ca girofarul de la salvare.